Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. Astăzi vorbim despre o carte cu totul și cu totul remarcabilă. Este vorba despre Cartea Înțelepciunii Ibn Arabi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și care face parte din campania Iubirea în poezia persană. Este alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim foarte mult. Ibn Arabi, cumva nu neapărat în antiteză, ci aș spune eu în completare, dacă Rumi este sultanul iubirii, iată, Ibn Arabi este sultanul cunoașterii. Cunoașterii. Sultan al Arifin. Da, este sultanul cunoașterii pentru că numele hieratic al lui și numele tradițional, primul nume tradițional al lui Ibn Arabi, cine face referire la Ibn Arabi, îl numește Al-Sheikh al-Akbar, cel mai mare învățător. Cel mai mare învățător. Iar numele lui hieratic, adică numele pe care l-a dobândit după realizarea spirituală, realizarea metafizică. Da? Este sulful roșu și lumina albastră. Acest nume conține în el nivelul, stațiunea maximă la care a ajuns, urmare a realizării spirituale. Ibn Arabi, este foarte greu să vorbești despre Ibn Arabi. Eu am mai spus-o cu altă ocazie. Dacă acum vreo 10-15 ani ar fi trebuit să vorbesc de Ibn Arabi, vorbeam mult mai repede și mai ușor. De atunci a trecut ceva vreme, am tradus o grămadă de cărți de Ibn Arabi și trebuie să spun, îmi este foarte greu să mai vorbesc despre el. Este atât de amplu, este atât de cuprinzător în tot ceea ce scrie și tot ceea ce ne-a transmis, încât devine aproape imposibil să poți prezenta măcar un aspect al contribuției lui la înțelegerea raportului între noi și Dumnezeu și la ceea ce avem de făcut ca oameni, dacă am pornit pe o cale spirituală sau măcar ne străduim să ne împlinim natura umană, să ne facem temele, cu alte cuvinte. Această carte a înțelepciunii reprezintă cea mai importantă operă doctrinară a maestrului, a lui Ibn Arabi. Două sunt cap de afiș, dacă îmi permiteți, două cărți ale lui sunt cap de afiș. Acest Fusus al-Hikam, sau Cartea Înțelepciunii, cum a fost tradus, o să explicăm imediat sensul titlului original, și Revelațiile de la Mecca, Futuhat al-Makkiyah, sau Deschiderile de la Mecca. Futuhat al-Makkiyah este o carte uriașă, este cu un volum extraordinar, un volum extraordinar și cuprinde toate aspectele vieții spirituale, absolut toate, în detaliu, cu toată fundamentarea spirituală și metafizică pe care o au. Pentru asta și volumul este uriaș. Ibn Arabi a scris-o de două ori. A rescris-o în ultimii ani, înainte să moară, a murit la Damasc. Și acolo este și mormântat. A mai scris-o încă o dată. Dar Fusus al-Hikam, spuneam, sau Cartea Înțelepciunii, cum am numit-o noi, este opera capitală a maestrului. De ce? Pentru că, așa cum spune titlul, se ocupă de înțelepciunea sau exprimă înțelepciunea lui Dumnezeu circumstanțiată în principalii profeți. Prezintă cei 26 de profeți, începând cu Adam, care e considerat profet, și până la profetul Muhammad, care încheie ciclul de umanitate în care suntem. Titlul este foarte interesant. Fusus este un plural de la fas. Fas este montura unui inel, adică partea aceea care cuprinde piatra prețioasă. Fusus este pluralul. Ceea ce înseamnă că inelul înțelepciunii lui Dumnezeu poate să aibă 26 de asemenea pietre prețioase, adică să aibă, să se exprime
prin 26 de moduri speciale ale înțelepciunii divine legate de creație. La Adam, de exemplu, se vorbește de înțelepciunea divină în cuvântul lui Adam. La Iosif, de exemplu, este înțelepciunea luminoasă în cuvântul lui Iosif. Înțelepciunea spirituală la cuvântul lui Iacob. Domnul Aisa, adică Domnul Iisus, Ioan, Ilie, toți au un anume mod de, sunt un, constituie un anume mod de manifestare a înțelepciunii divine. Toate aceste 26 de fusus, toate aceste 26 de forme speciale, particulare de manifestare sau speciale de manifestare a înțelepciunii divine, constituie totalitatea modalităților în care înțelepciunea divină este pentru noi ca oameni de înțeles, reperabilă în viața spirituală și în întreaga viață, sigur, inclusiv cea biologică. Nu? Este o carte foarte importantă, în primul rând, pentru faptul că ea cuprinde toate aspectele. Al doilea lucru pentru care este foarte importantă, este o carte care este, de fapt, o revelație. Povestea ei, ca să spun așa, este chiar la început, în partea de început, Ibn Arabi scrie: cartea aceasta este cartea celor ce poartă înțelepciunea. Îi spune lui Ibn Arabi îngerul Gabriel. Și continuă îngerul Gabriel: ia-o și fă-o cunoscută oamenilor pentru ca ei să aibă câștig spiritual. Nu se referă exclusiv la musulmani. Nu. Aici este vorba de toate tradițiile. Majoritatea cărților lui Ibn Arabi, majoritatea textelor ale lui Ibn Arabi, textele akbariene, sunt revelații. Adică sunt dictate de Logosul Divin lui Ibn Arabi. Felul în care el le scria, că până și numărul operelor este uriaș. Se discută undeva între 300 și 800 de asemenea tratate. Unul din ele, v-am spus, este Futuhat al-Makkiya, care are zeci de volume. El le dicta, maestrul le dicta și se spune că dicta 3 sau 4 tratate odată. Discipolii scriau. Vă aduceți aminte când discutam de Luria, de Isaac Luria, și că întrebat fiind de ce n-a scris, că a scris foarte puțin, de ce n-a scris, a spus: sunt atât de multe lucruri încât nu am timpul fizic necesar ca să pot spune tot ceea ce... La fel, cam la fel s-a întâmplat și cu Ibn Arabi. Prin urmare, Fusus al-Hikam privește întreaga umanitate. De ce privește întreaga umanitate? Și am să vă spun de ce. Pentru că în tradiții se recunoaște că două dintre tradițiile care sunt și astăzi, sigur, fiind autentice, sunt la fel de vii, tradiția hindusă și tradiția islamică și islamul, reprezintă, tradiția hindusă, pe de o parte, reprezintă tradiția cea mai apropiată de tradiția primordială, din care s-au circumstanțiat toate tradițiile, iar islamul reprezintă ultima tradiție revelată în ciclul acesta de umanitate în care suntem. Toate lucrurile se discută din această perspectivă a ciclului de umanitate. Adică hindușii spun, după istoria lor sacră, nu? Se spune că sunt 14 cicluri, 14 manvantaras, și noi suntem la sfârșitul celui de-al șaptelea, adică la jumătatea vârstei universului, dacă vreți, sau a creației. Și suntem în partea finală, la Kali Yuga. În partea finală acestui ciclu. Islamul închide acest ciclu de umanitate, iar din acest punct de vedere, profetul Muhammad reprezintă omul universal în această ipostază de închidere a ciclului de umanitate.
Care este legătura între acest aspect și Ibn Arabi? Ibn Arabi este recunoscut ca fiind pecetea Sfințeniei Muhammadiene. Ceea ce înseamnă că el este cel mai avizat învățător și cel mai ortodox din acest punct de vedere cu învățătura inițială pe care a revelat-o profetul Muhammad. De asta este numit pecete a Sfinției Muhammadiene. Este un lucru foarte important. Aici este relația pe care și el o explică în carte. Atunci când se vorbește de realitatea muhammadiană, nu trebuie să ca fiind prima realitate exprimabilă în ordinea creației, nu trebuie să înțelegem că poartă numele realitatea muhammadiană. Muhammadian vine de la Muhammad, de la profetul Muhammad. Nu, numele lui Muhammad, profetului, vine de la această realitate muhammadiană, care înseamnă realitatea preaslăvită. De ce se numește așa? Pentru că se spune în Coran, eu am creat pe oameni și pe gini, duhurile, numai pentru a mă adora, numai pentru a se ruga la mine, cu alte cuvinte. Dar a adora este un termen special. Rugăciunea cu care noi suntem obișnuiți este o rugăciune în principiu de cerere. Ori rugăciunea cea mai pură, cea mai curată, este aceea de ridica dare de slavă Domnului într-un limbaj creștin. Asta înseamnă să-L adori. Atenție și la cuvânt, că e foarte important. A adora este un dor care nu se neagă pe sine decât pentru că el este în continuu cel care te animă, cel care te însuflețește, cel care te poartă din punct de vedere spiritual spre Dumnezeu. Această carte a lui Muhyiddin Ibn Arabi este foarte importantă pentru că, așa cum spuneam, cuprinde toate aceste fațete ale înțelepciunii divine sub diferitele moduri de manifestare. Cu alte cuvinte, am putea să asemănăm, sigur, este vorba doar de o asemănare, de o, cum să spun eu, de o ilustrare. Atunci când discutăm despre doctrinele hinduse și despre hinduism, discutăm de 6 darshanas, adică discutăm de 6 puncte de vedere din care este privit adevărul sacru. Și ele sunt cele 6, se știu, Mimamsa, Yoga, Samkhya și așa mai departe. Cele 26 de geme, cele 26 de pietre prețioase, sunt 26 de modalități în care se manifestă numele și atributele lui Dumnezeu. Pentru asta este cea mai importantă carte a lui. Volumul nostru, volumul de la editura Herald, mai are în tot aparatul critic, mai are ceva pe care, exact, pe care e bine să atragem atenția. Este vorba de o schiță biografică a lui Muhyiddin Ibn Arabi, pe care eu am compus-o după, mă rog, exegezii pe care îi cunoaștem și în care, sigur, eu am încredere. Este vorba de Mihail Vulsan, este vorba de Charles-André Gilis, de Shortkevich și de domnul Gloton. De ce este importantă această schiță biografică și trebuie urmărită atunci când citesc cartea? Cititorii noștri trebuie să se mai uite din când în când pe schița biografică. Și am să vă spun de ce. Este important pentru că aici sunt specificate evenimentele și semnificația lor legate de viața lui Ibn Arabi. Viața lui Ibn Arabi, ca să scrii viața lui Ibn Arabi, nu faci decât hagiografie. Pentru că este viața unui maestru spiritual care a fost continuu mijlocitorul nostru în fața lui Dumnezeu, prin profetul Muhammad, prin intermediul lui. Cu alte cuvinte, pentru aceasta, cărțile cele mai importante ale lui sunt, sau textele cele mai importante ale lui sunt texte revelate la modul propriu. Deci nu este vorba de o figură de stil aici. Ele sunt revelate și spune, de exemplu, îți dă data, în ziua de 6 luna Ramadan anului cu tare de la Hegira, am avut viziunea profetului Ilie. El mi-a spus să scriu despre cu tare lucru și mi-a spus ce să scriu. Și eu am scris. Și el scrie asta. Acum, sigur, cineva care este sceptic, așa cum să spun,
Unii sunt pentru că așa sunt ei, sunt sceptici. Alții sunt sceptici de serviciu, știți? Care, poți să-l crezi, poți să nu-l crezi, dar este ciudat că atâția mari maestri spirituali l-au crezut pe cuvânt fără să pună la îndoială ceea ce spune el. De ce? Pentru că și ei au viziuni. Și ei au viziuni. Și în contemplație se întâlnesc cu divinitatea. În forme diferite, sigur că da, nu care o apariție ca la televizor, în forme diferite. Și atunci știu că ceea ce spune Ibn Arabi este autentic. Cartea pentru asta este al doilea motiv pentru care este foarte importantă. Pentru că este vorba de o asemenea transmitere directă a adevărului divin. Nu este una derivată din alți maeștri sau... Nu, este un discurs direct. Este o comunicare directă. Această schiță biografică arată, menționează și stațiunile spirituale prin care el a trecut. Pentru că pe parcursul vieții, toți acești 26 de profeți îți apar, ca să înțelegi bine despre ce este vorba, ei îți apar fiecare în parte într-un anume stadiu în care te afli pe calea pe care ai pornit, pe calea spirituală, și este înțeles fiecare în parte într-un anume fel. După aceea, într-o stațiune superioară, pentru că se presupune că urci, nu cazi. Nu? Într-o stațiune superioară, sigur că tot ceea ce este discurs pentru un profet trebuie acordat cu noua stațiune spirituală. Este o carte interactivă, dacă vreți. În sensul acesta... Este o carte tehnică, însă sigur că ea este de înțeles fiecare pe nivelul lui, nu? Pentru că, repet, ea este dată pentru toată lumea. Uitați ce spune câteva cuvinte cel mai avizat traducător al lui Ibn Arabi din momentul de față și care este în viață încă, e vorba de domnul Charles André Gillis, și spune așa la traducerea pe care dânsul a făcut-o și cu comentarii, și care este o carte absolut de excepție. Spune așa, cartea cărui traducere integrală o prezentăm acum are în cadrul ezoterismului islamic și în întregul univers tradițional o funcțiune de excepție, transmisă cu acest titlu celui mai mare dintre maestri prin profetul însuși. Ea conține o doctrină universală de o altitudine metafizică și de o amploare existențială și ciclică fără asemănare, spune el. Pentru că oricine va observa la un moment dat, pe la jumătatea cărții, caracterul pronunțat escatologic, adică al sensului ultim pe care îl are umanitatea și, sigur, relația noastră cu înțelepciunea divină. Este lămuritoare o carte ca asta, pentru că, vedeți, atunci când citim, nu știu, se citește Coranul sau se citește Tora sau se citesc Evangheliile, sunt întrebări firești, apar acolo o serie de personaje și spun ceea ce spun, nu? E important să le înțelegem. De ce spun asta? Cum spun asta? Care e sensul în care lucrează în mine, în interiorul meu, în inima mea, acel fragment din textul sacru? El asta ajută, ne ajută. Sigur, majoritatea sunt profeți pe care și noi îi cunoaștem din creștinism. Sunt și alții care sunt specifici tradiției islamice, cum este Shuaib, de exemplu, sau Uzair. Ei nu se regăsesc în cultul creștin-ortodox sau în cultul creștin, în religia creștină. Dar restul sunt Isaac, Ismail, Set, Noe, Adam, Isus, Zaharia, Ilie. Deci, având cunoștințele, presupunem, nu? Cel puțin că cititorul este, care este interesat și e bine să fie interesat, are un plus de informație pentru tradiția în care el există, pentru creștin. Să vadă ce importanță, de exemplu, are Zaharia, nu? Despre Zaharia se spune că este aspectul regal al numele de Zaharia se păstrează, Zaharia în arabă, și este legat de rădăcina, dau un exemplu numai, e legat de rădăcina zikr, care înseamnă a aminti, dar înseamnă și invocație, pentru că se spune în Coran, pomeniți-mă
și eu vă voi pomeni. Ori funcția logosului de pomeni este extraordinară, nu? Este întemeietoare de existență și este în același timp și integratoare. Ori noi știm că Zaharia, aici, în cartea lui Ibn Arabi, vom înțelege și de ce Zaharia a fost legat cu legământul tăcerii. El pe care, al cărui nume este acela de a rosti, de a invoca, este adus la tăcere. Când este adus la tăcere? Când coboară Logosul Divin, adică atunci când coboară Iisus, nu? În Sfânta Fecioară. Și în legătură cu cupa aceasta, care e Sfânta Fecioară, tabutul, cum se spune, adică depozitul înțelepciunii sacre care coboară pe pământ, și atunci el tace. De ce? Pentru că vorbește Dumnezeu direct, printr-o manifestare directă. Am dat un simplu exemplu. Se pot înțelege foarte multe lucruri pentru un creștin și prima condiție este deschiderea, sinceritatea, să fii deschis, pentru că tot Dumnezeu îți vorbește. Îți vorbește dintr-o altă cameră, îți vorbește dintr-un alt orizont, dar tot El îți vorbește. Nu poate fi un al doilea. Și atunci recunoști. Este un al doilea, sau dacă vreți un al treilea, că nu le-am numărat așa, este un al treilea motiv pentru care acest tratat al lui Ibn Arabi este folositor pentru un creștin. Pentru că întâlnește profeții pe care îi știe, găsește nume pe care îi știe și o să vadă că perspectiva este foarte amplă și că așa trebuie înțeles, de fapt, sfântul respectiv, fiecare cum ceea ce este, depinde ce funcție are în economia Evangheliei sau în Vechiului Testament. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Cartea Înțelepciunii de Ibn Arabi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, carte care face parte din campania Iubirea în Poezia Persană. O puteți găsi pe site-ul editurii Herald. În cadrul acestei campanii desfășurată până pe data de 24 februarie, a fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia și de această dată îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!